Creierul în desfătare, trecând vara cu cântare, deodată se trezește că afară viscolește, iar el de mâncat nu are. La mai puțin de o lună de când a împlinit 6 ani, Radmin Cebanu din satul Vădeni a devenit elev. Deși nu a ajuns la vârsta școlară, potențialul său intelectual i-a uimit pe colaboratorii direcției Învățământ Soroca, care au acceptat ca băiatul să meargă în clasa 1. Ce spune ceva, mame? Cât este 7 dimulțit cu 7? 49. Bravo, da, 6 dimulțit cu 6? 46. Bravo, da, 9 dimulțit cu 9? 81, da. 7 plus 3 minus 4. 6. Cât e 10 mulțit cu 10? 100. A cât e 100 mulțit cu 100? 100 mulțit cu 100, 10.000. 4 plus 9, 4 plus 9, 13. 13 și una de minte. 0 plus 1, 1. Și cu una de minte, 2. 23. 1 plus 7, 8. 8. 823. Bravo. Familia a observat de mic că Radmin este deosebit, iar cu anii s-au convins din ce în ce mai mult de acest lucru. La 2 ani a început să cunoască alfabetul în limba română și alfabetul rus. La 3 ani a început să citească, deodată primele 2 zile pe silabe, după aceea a început să citească normal ca un om de clasa 1, ca un copil de clasa 1, a 2. Am observat cu toată familia că îi place foarte mult matematica. Și a început să ne întrebe singurel 2 plus 2 cât face. După ce de la tabla de la adunare a început cu scăderea, de la scăderea la împărțire, la tabla înmulțire, o știe. Și eu cred că asta este un dar de la Dumnezeu. Nu pot spune că anume este datorită mie sau al altcuiva. Cărți am procurat chiar de la vârsta de 2 ani, a început să studiem împreună cu bunica, cu mama, în telefon. Stătea limba engleză din telefon, a început să o studieze. Copilul minune citește nu doar în română, ci și în rusă. Knijka are de sovana de team, care tolko nachitayut uzuchat i zuchat. Ba chiar cochetează și cu limba engleză. The ground factory plants a turnip and says grow the turnip. You will become strong and sweat, the turnip becomes strong and sweat and very big. Și pe lângă toate acestea, îi place mult și muzica. Pare că bate tare vântul între noi, inima care știe bine ce simțim în doi, și chiar de bate tare vântul între noi, avem o singură iubire pentru amândoi. De câteva zile, băiatul merge la școală, iar acolo nu rămâne în urmă față de semenii săi mai mari. Este un copil care are niște capacități intelectuale cu mult mai înalte, la un nivel mai înalt decât elevii de clasa 1. Se descurcă în materialul de clasa 2. Azi am încercat să facem un test pentru clasa 2. S-a descurcat de minune. Este foarte cointeresat de tot ce e nou. A primit manualele de clasa 1. Le-a răsfoit filă cu filă. Să cunoască, să vadă ce este în manual. Prima învățătoare este impresionată de Radmin și crede că elevul ar putea concura chiar și cu elevii din clasele mai mari. Corespunde vârstei lui în comunicarea cu copiii, pur și simplu, intelectual este mult mai dezvoltat, are capacități mai mari. Eu am mers la administrația școlii cu propunerea de a-i face o testare poate mai amplă decât am făcut-o eu într-o comisie de câteva persoane și poate să-l înaintăm să treacă în clasa 2. Știți cum e la noi? Eu lucrez cu 14 copii care au capacități de clasa 1. Nu vreau să-l mențin pe dânsul pe loc. Eu vreau să crească el. Eu vreau să capit cunoștință noi. El merită să meargă cu clasa 2. Dacă nu, e întreci și cei de clasa 2. Am 42 de ani de când activez în acest gimnaziu. N-am avut. Am avut copii deștepți, am avut copii cu capacități. Am de acum maturi, lucrează în diferite domenii, oameni învățați, dar din clasele mici, așa din clasa 1 să fie cu așa
capacități intelectuale n-am avut. Lui Radmin nu-i place să-și petreacă timpul printre jucării, mai degrabă îl vezi cu pixul în mână și caietul în față. Iar atunci când se satură de carte, se joacă cu prietena sa cea mai bună, cățelușa Geta.